Bună dimineața! E o duminică dimineață destul de liniștită. E ultima zi din Romanian Design Week și iar consider că am tras încă un los câștigător. Am o invitată minunată de duminică dimineață, foarte... Ce zic eu, că se numește Calming Presence. Mulțumesc! Bună dimineața, Diana! Eliza Iochina... Cred că e în felul ăsta al ei, sau, mă rog, așa-l consider eu și vi-l propun și vouă, în felul ăsta al ei, foarte fin, delicat și foarte prezent. Cred că e, zic eu, destul de faimoasă. Așa, gata, în ograda ridicat... noastră. În ograda noastră, exact. De ce spui asta, Eliza? Crezi că nu suntem faimoși worldwide? Cu siguranță, putem deveni mâine, poi mâine, oricând. Important e să nu ne pierdem drive-ul, nu? Nu, deloc. E foarte important drive-ul, într-adevăr. Și am un drive foarte puternic de a face lucruri și de a le face cu drag. Dar nu ți se pare... Eliza e arhitect... Este artist, este... Tu faci și design de produs, pentru că nu prea se poate altfel, așa e? Când începi să faci, să creezi, începi să ai nevoie și de obiectele care populează spațiul pe care l-ai creat. Da, de cele mai multe ori așa se întâmplă, mai ales că îmi place să duc proiectele la capăt, la sfârșit de tot, să le văd gata, făcute, implementate... Până la ultimele detalii, să le spun așa, și de cele mai multe ori mai apare, în afară de obiectele pe care le proiectăm, să spunem, la comandă sau unicat, mai apar și anumite obiecte, mobilier, lămpi, etc., exact. Care au potențialul să devină și de obiecte de serie mică. Și deși nu am dezvoltat foarte mult pe partea asta, dar au mai apărut niște obiecte în urma proiectelor. De exemplu, am avut la un moment dat o serie de tocătoare sau de platouri de lemn care au fost gândite prima dată pentru Symbio Kitchen Bar. Le-am produs pentru ei și după aceea au rămas în producție la Materia Repositorium. Sper că se mai găsesc. Voi l-ați făcut atunci pentru proiect cu băieții de la Materia Repositorium, exact. Și toată lumea a fost așa încântată de ele că... Da, mai ales Cristian de la Materia a spus că le-ar face în continuare. Eu m-am bucurat, evident. Da, exact. E bine, da. E bine când și rămân urme. Am mai avut lămpi. Spun acum, chiar de curând am făcut o lampă și... de care mă gândesc să o produc în continuare, un candelabru din tablă de aluminiu și îl poți vedea la Arzu București, un spațiu nou pe care l-am creat. Arzu pentru... e spațiul Cristinei Mazilu. Mazilic. Da. Și a deschis un restaurant. Da, e un spațiu nou. E un restaurant, mic restaurant, în care face și de mâncare, că până acum mai mult comunica pe partea asta și, în fine, evenimente, dar acum are și un local unde putem merge. Și e făcut amenajarea de tine, cum ai făcut și în primul spațiu Mazilic, da, așa e? Exact. Am rămas și la prietenie și la colaborare, suntem chiar și vecine acum. Am înțeles. Dar cam așa se întâmplă, nu? Fericită. Cu proiectele bune, cam rămâi prieten cu clientul, se cam leagă așa pe parcursul proiectului, nu? Da, în cele mai multe proiecte am rămas prieteni cu clienții și nu de fiecare dată, nu e obligatoriu. Nu pot să spun că e o regulă. Stai bine, prieteni poți să aduc. Da, exact. E vorba și de tipul cu care îl investești, dar în multe proiecte am rămas, uite, cu... și acum ne vedem și, în fine, relații foarte bune, uneori chiar de prietenie. Ajungi, mai ales la proiectele mai lungi, ajungi să te cunoști, să petreci foarte mult timp împreună, să nu mai existe limite, granițe, secrete. Nouă seara, 8 dimineața, da, exact. Să nu mai fie... Da. Ce face fiecare în fiecare cameră din casă? Exact. Oricum trecem printr-o perioadă de... nu știu cum să-i spun...
Eu zic că este un fel de... Ca la terapie, zic terapie, eu. Terapie, da. Terapie uneori de cuplu. La un moment dat ajungem să aflăm foarte multe detalii despre, mai ales dacă este un proiect personal. Uh-huh. Să spunem, casa, amenajare, știu eu, investiție mică de familie, pur și simplu, nu se poate altfel. Și atunci e clar că se leagă o relație destul de intimă cu arhitectul, eu așa o consider. Și mă bucură lucrul ăsta. Sunt deschisă și de fiecare dată întâlnesc oameni extraordinari, oameni minunați. E o privilegiu, efectiv, e foarte fain. Știu ce spui, că întotdeauna e un schimb. Ei au senzația că primesc foarte mult, dar de fapt și tu la rândul tău primești. Chiar dacă e intens și chiar dacă e și consumul mare, niciodată nu e unidirecțională relația asta, nu? Absolut, adică da. te încarci și te inspiră oamenii ăștia care... cumva ajung să se deschidă poate feluri foarte noi și pentru ei. Adică, și bănuiesc că de multe ori un proiect, mai ales, cum spui tu, un proiect, pentru că tu faci mai ales proiecte rezidențiale, am dreptate? Adică, să zicem... Mare parte sunt rezidențiale. Și mare... ultimele lucruri sunt, scuză-mă că te întrerup, să nu-mi uit eu ideea, o să vorbim un pic, aș vrea și de proiectele astea recente care sunt... fix nerezidențiale, niște hoteluri, niște baruri, niște spații publice, adică. Da, da, da. Într-adevăr, la început am făcut foarte mult rezidențial și cu mici proiecte de alte programe, nu știu, amenajări diverse, poate și concursuri, dar în general mă preocupă multe zone, nu mă pot limita să spun că fac doar rezidențial, dar într-adevăr am făcut mult și în continuare mi-aduce plăcere. Adică consider că rezidențialul ăsta mic, așa îl numim noi într-un fel de jargon, rezidențialul mic sau case, mici imobile. Simpatic, îmi place rezidențialul mic. Există și rezidențialul mare unde sunt sute de apartamente și dezvoltări, unde nu ai relație cu clientul final. La rezidențialul mic ai relație directă cu clientul final, adică este o relație, cum să zic, foarte strânsă. Imediată, da. Și primești feedback-ul imediat și ai și posibilitatea de a dezvolta o relație faină și în momentul în care clientul își dă seama că trebuie să se deschidă și e în avantajul lui și lucrurile decurg foarte ok. Ce spuneam, la rezidențialul mic ai posibilitatea să rămâi ancorat în anumite lucruri care altfel se transformă într-o zonă destul de mult comercială și se pierde un pic încărcarea asta emoțională. Da, emoțională și intimă. Ceea ce, în fine, în continuare arhitecții o caută și în proiecte mai mari, dar în cele mici poți să mergi și destul de departe, dar în același timp ai și un feedback permanent și cumva este în final e un produs sau un rezultat care vine din două direcții și se întâlnește undeva la mijloc, că niciodată nu e, sau niciodată, de cele mai multe ori nu e doar gândirea arhitectului. Da, important e, știi, ca fiecare să găsească modul să și accepte ce îi spune partenerul de discuție. Și puterea de a convinge și puterea de a arăta o viziune sau, în fine, capacitatea de a arăta o viziune, pentru că de cele mai multe ori te lovești de niște gândire, de o gândire care cumva s-a așezat de-a lungul timpului. Oamenii au văzut anumite lucruri, le-a plăcut, au considerat că asta este ce le place și ce își doresc, dar trebuie să poți să le arăți și poate puțin altfel sau o altă direcție. Și poate să înțeleagă și că ceva ce le place nu are nicio legătură cu viața lor sau cu modul lor de viață. Adică exact. Că sunt foarte multe lucruri, mai ales dacă și călătorești suficient și ai o oarece cultură vizuală. Ți tot plac lucruri, îți tot plac stiluri, dar nu poți să faci în același living și un pic de marocan și un pic de minimalist și un pic de scandinav. Da. Ai avut proiecte din astea care au pornit complicat, cu brief-uri confuze care au trebuit descălcite și... Nu știu să spun, toate proiectele au o doză așa de ceva complicat și încălcit, dar...
La un moment ajung să se clarifice. Să se cearnă, da. Da. Am avut de curând o amenajare de casă cu un brief destul de clasic așa și a ajuns într-un contemporan elegant și sunt foarte bucuroasă. Uh-huh. Și clienta e foarte bucuroasă pentru că și-a descoperit o nouă latură a ei, adică se simte foarte bine în zona asta mai minimalist contemporană. Uh-huh. Dar în același timp a păstrat exact cumva caracteristica ei de a fi elegantă, de a căuta un stil. Uh-huh. A fost interesant și pentru mine și cred că și pentru ea. Deci faci ce faci și tot faci un pic de, faci un pic de psihoterapie acolo. Oamenii se mai descoperă, mai da. Sapă un pic, mai văd... Mai din greșeală, mai neasumat, dar în final... Exact, da. Păi câteodată e mai bine, știi, că dacă pui lupa, încep să fugă furnicile de acolo, da, de sub exact. Lupă. Exact. Da. Dar pentru tine, în mod special, adică cred că e o chestie pe care am întâlnit-o la mulți arhitecți și e foarte bună să-ți pese și să te intereseze partea asta emoțională. Pentru tine... e ceva personal și fiindcă tu vii dintr-o direcție artistică interioară, adică tu ai studiat pictură, ai și avut gândul ăsta să pleci direct către arte, ce n-am spus, deși probabil că e știut, deși Eliza nu mai are, cred că, nici un fel de accent. Eliza e născută în Bulgaria și... A făcut liceul de arte acolo, așa e? Sau... Nu, am făcut liceul de biologie, chimie. Aha, ia uite. Da, probabil că am considerat la un moment dat că o să mă îndrept spre științe, ceea ce nu era destul de plauzibil, mai ales că în familia mea deja erau câțiva medici, adică sora bunicii mele care terminase medicină în București, uh-huh. fiica ei care terminase medicină în București, deci aveai și un eu context eram următoarea generație care trebuia să termin medicină în București, evident. Ai făcut aproape medicină, doar că arhitectură. Da, exact. Pe mine a început să mă chinuie talentul foarte tare, la, nu știu, 13-14 ani. Am început să pictez în neștiere, uh-huh. până pe la 18 ani. Și am decis să dau la pictură, numai că așa s-a întâmplat că anul acela, când am dat la pictură în Sofia, n-am putut să intru, deși am fost foarte aproape. Și fix atunci am decis că să nu mai pierd un an, să uh-huh. vin în București. Nu știam dacă să vin la pictură, în fine, până la urmă a fost arhitectură. Uh-huh. Așa am discutat cu părinții, în fine, ei au insistat pentru o profesie mai... cum să zic, mai cu viitor din punctul rolului de vedere. Mm-hmm. Mai serioasă. Da, mai serioasă. Știi că era circula pe Facebook despre zona asta noastră balcanică, cam care ar fi cele patru profesii acceptate, de fapt cele patru profesii posibile în spațiul ăsta și era unul doctor, doi avocat, trei inginer, patru disgrace to your family. Și mi se pare că, mai ales acum 20 și ceva de ani, când făceam noi alegerile astea, da. Cam așa era, adică așa era, nu da. Prea spunea nimeni. Bine, ei prima dată m-au susținut să dau la pictură, și ceea ce îi apreciez foarte mult, dar în final a fost o decizie, eu așa îi spun de fiecare dată, a fost un compromis foarte bun. Uh-huh. Încă din prima mi-a plăcut enorm. M-am simțit fix în zona mea. Deci la arhitectură. La arhitectură, da, da, da. Am avut enorm să învăț și să recuperez, pentru că colegii mei făcuseră pregătire pentru arhitectură și deja știau anumite lucruri. Eu nu știam aproape nimic despre, în fine, perspective. Se făceau meditațiile alea sălbatice, meditații, da. Eu făcuse meditații, dar în altă zonă puțin. Da, da. Da, cred că în primul an s-a cam estompat diferențele și după aia a fost foarte fain. Nici nu știu cât de... Ele erau bune, dar cred că erau și cam traumatice din ce mi-aduc eu aminte cu toți prietenii mei, că noi ne cunoaștem de 20, hai să nu zicem, ca să nu... Știi cum e, de la 40 de ani încep să împlinești tot 40 de ani o vreme. Da, da, da. Dar toți prietenii mei care se duceau la arhitectură erau destul de chinuiți
de meditațiile astea și asta spun. Sigur că punea ceva bun tot efortul ăsta și tot aveai un pic de, să zicem, de imagine, de perspectivă, dar cred că erau și cam chinuitoare, adică ajungeai un pic, poate cu mai puțină pregătire și cu mai puțină tensiune, poate ești un pic mai liber când ești acolo, mă gândesc. Mai voiam să spun o chestie și după aia o las pe Elizada să povestească din nou, că mi-aduc aminte când ne-am întâlnit noi și m-am gândit, chiar mi-am amintesc, pentru că mi s-a părut o tipă foarte interesantă, cred că ai fost prima persoană care purta rochie cu pantaloni și mi s-a părut foarte cool, am zis wow, wow, și aveai și hairstyle-ul ăsta pe care mie mi se pare așa un trademark acum. Mi s-a părut, wow, ce tipă interesantă, ia să mă apropii, că mi se pare, adică ia uite ce, și uite cum s-a îmbrăcat, ce mișto, de ce nu mi-a venit niciodată ideea asta? Și adică de atunci, de la 18-19 ani, când ni s-au intersectat nouă grupurile de prieteni și mi s-a părut, e interesantă. Interesant că spui asta, chiar nu mi-aduceam aminte, nici nu știu de, adică dacă spui că încă de atunci aveam stilul de acum, foarte interesant că l-am păstrat atâta vreme, chiar nu m-am gândit deloc. Da, acum poate suntem toți și oricum s-a schimbat mult lumea, adică noi vorbim de anii 90 și aproape 2000, da, totuși... Și nu, outfiturile nu erau așa spectaculoase, nu prea știam exact cum se fac lucrurile, nu... Atunci aveam încă ceva timp să mă preocup puțin de imagine, acum mai mult... Între timp ai și două fete, da. Se pot preocupa ele, nu? Te-o să te mai învețe niște tipsuri. Da, exact, acum așa... mă bazez pe ele mai mult. Nu? să mai fie la curent cu... Da... Dar întorcându-ne la partea asta de pictură, acum știi, mă gândesc vorbind, la tine era un fond artistic, un fond întâi emoțional și pe urmă de inginer structurist. Da, la mine întotdeauna partea emoțională a fost mult mai puternică decât partea pragmatică, ceea ce mi-a adus în general multe probleme în tot ce a semnat experiența așa. Și practica. A trebuit să învăț foarte mult, a trebuit să mă disciplinez. De fiecare dată alunecam într-o zonă care e mai puțin pragmatică, trebuia să revin și acum, în sfârșit, pot să spun că cât de cât am început să le gestionez cumva. Să găsești echilibrul ăsta. Exact, într-un echilibru mai bun. Dar da, mi-a fost, e destul de greu pentru cineva cu, nu știu, cu aplecare, să zic, artistică, să fie și foarte pragmatic și foarte tehnic, că e nevoie, la meseria asta e nevoie să înțelegi foarte multe lucruri tehnice, să le aplici, să le gestionezi până la urmă. Da, și să respecti niște, până la urmă sunt o grămadă de normative, o grămadă de... Da, dar acum revenind și trecând așa un anumit timp, parcă mă tot gândesc că m-aș întoarce în zona asta a artei și prin obiecte și prin, știu eu, poate prin niște instalații, mă tot bântuie diverse proiecte pe care sper că într-o zi și cât mai curând o să le pot realiza. Eu în continuare mai fac obiecte și le privesc. Unde le faci? Întrebarea bună în RDV, plin de, suntem înconjurați de... Aici este o problemă că, da, știu. Le găsesc diversi oameni pricepuți care să le și facă, pentru că asta este și ceea ce îmi lipsește foarte mult, că încă nu am ajuns să fac cu mâna mea anumite lucruri. Fine, acasă ne jucăm cu fetele, cu lut, cu... Da, nu e același lucru, trebuie să mă gândesc că la un moment dat trebuie să accesez un atelier sau, în fine, să încerc eu să produc anumite lucruri, pentru că satisfacția de a lucra cu mâna e cu totul alta decât satisfacția de a proiecta un obiect care să fie executat de altcineva. Da, exact. E și altă relație, te implici altfel, poți să regândești lucrurile în timp ce le faci. E cu tot o altă relație și cred că asta e și un pic diferența între un artist și un designer sau un proiectant. Și tu simți nevoia să te duci un pic mai adânc în partea aia în care pui tu mâna și să faci. Da, e nevoie să te dedici și să ai timp și să faci asta. Adică chiar e nevoie să fii acolo tot timpul.
Acum, recent, am semnat primul contract pentru design industrial al Cumulus și am deschis cu... Cumulus e biroul unde tu ești... Sunt partener. Partener și partner. Este cumva reunirea... A trei birouri de arhitectură prin 2017, dacă nu mă înșel. SIA, unde... SIA a fost făcut de tine, fondat de tine Adrian și Adrian, exact. Da. Și după aceea, în fine, s-au alăturat și alți parteneri, Elena Dragu, și împreună cu Arc Studio și cu PZP am pus bazele lui Cumulus și astfel la Cumulus sunt 8 parteneri și mai mulți colegi. Și e mai bine? Poftim? E mai bine? A fost o decizie bună? Da, a fost o decizie bună, evident. Cred că era inevitabilă la momentul acela, pentru că altfel fiecare dintre birou rămânea cu portofoliul lui și cu o limitare în... Un fel de plafonare, așa, da, cumva. În ce proiecte puteai să accesezi atunci. Și erau, și în continuare sunt foarte multe proiecte pe care le putem accesa și în formula asta mai mare chiar avem expertiză în toate domeniile și putem să facem cam, să zic, orice. Adică am făcut de la aeroport, spital n-am făcut încă, dar sper să... Ce aeroport? Aeroport, un terminal la Cogălnicianu. Wow! Și, în fine, un studiu de fezabilitate pentru aeroportul Craiova. Acum am în lucru o clinică cu hotel, o clinică de rejuvenare, care e destul de măricică, într-o zonă foarte faină, povestim după aia dacă e. Dar, nu, poate la un moment dat o să facem deci, și sunteți mai... aveți pachetul complet în momentul ăsta. Da, da, da. Am făcut depozite, retail, fine, design interior, întreagă... birouri. Și asta e interesant pentru că fiecare partener are o oarecare expertiză într-o anumită direcție sau zonă și atunci e foarte simplu să gestionăm, știu eu, chiar și funcțiuni mai complexe. Spuneai de că te-am deturnat un pic, dar să ne întoarcem la primul contract pentru design industrial, asta spuneai. Ce o să fie? Ce o să faceți? O să fie o serie de obiecte, nici nu știu dacă să spun mai multe. E o fabrică de metal, de care face confecții de metal, din nordul României, din zona Suceava, Truții se cheamă, și ei au venit la noi pentru a le face, vor să-și dezvolte portofoliu pentru mic mobilier urban și de grădină și garduri și porți, ce e de fapt businessul lor principal, zona asta de garduri și porți, dar au nevoie de un review al portofoliului. Bine, un portofoliu nou pe design și pe modern și sunt foarte bucuroasă că există astfel de companii care au nevoie și au dat seama că au nevoie de design și, în fine, au venit și către noi. Mă bucură foarte mult. E interesantă direcția asta de atenție un pic la spațiile publice, la mobilier urban, adică că și pe tine te interesează și contextul ăsta în care vorbim acum e destul de, adică Romanian Design Week până la urmă încearcă foarte mult să pună acolo, să resusciteze niște spații, nu doar o săptămână, săptămâna asta care e minunată și în care pare așa că tot universul vrea design și așa suntem toți, dar sigur că în restul, în celelalte 51 de săptămâni, trebuie făcut și ceva concret, adică făcut un mobilier urban la care cineva s-a gândit, nu doar parașutat. Mie mi se pare că e una dintre cele mai frumoase săptămâni ale Bucureștiului, Romanian Design Week. Cam așa e, da. Și am mai zis lucrul ăsta. Eu aștept cu mare nerăbdare săptămâna asta din mai sau sfârșit de mai, când se întâmplă. Într-adevăr, a făcut... deja se simte că designul e la alt nivel sau, în fine, e la altă apreciere. Și eu cred că ce ne lipsește mai mult pe partea de administrație publică, adică acolo simt că nu avem suport și încă nu avem o reacție coerentă, dar altfel cred că publicul e nu doar pregătit, dar are nevoie și de dornic, mai mult design. Și dornic, e și însetat cumva. Da, și nu doar de design în spațiu public, de spațiu public de calitate, dar efectiv și de spațiu public, care acum este foarte
alienat de alte funcțiuni, adică el și-a pierdut funcția primară de a fi spațiu public pietonal, să spunem. De întâlnire, de loc pentru oameni. Adică... Da. Tot timpul este ceva rezidual care a rămas între circulație, între mașini, între alte, știu eu, funcțiuni care s-au desfășurat, poate... Temporar, la un anumit moment și... au rămas așa agățate de coadă. E mult de construit și e deja simt că e târziu, adică trebuie repede făcut ceva. Da. Repede până nu se pierde... Da, entuziasmul, da. Până dar oamenii ăștia foarte tineri, designer, arhitecți, care vin așa cu chef, cu simt lucrul ăsta, adică oamenii creați produși în spațiu ăsta un pic haotic. Cam e România și, mă rog, București, să vorbim de București, mi se pare că are și foarte multe, are și foarte mult haos, dar până la urmă din haos poate să iasă orice, dacă e deja totul reglementat. Adică e mult potențial. Absolut. Dar da. tu ce vezi? Adică îi vezi că vin și știu ce vor să facă, le pasă de... Eu nu aș putea să vorbesc din numele lor, pentru că nu-i cunosc așa de bine. Bănuiesc că există și la ei un fel de plafonare și dezamăgire, pentru că văd că nu se schimbă lucrurile neapărat înspre bine, mai ales în zona asta de publică. Uh-huh. Dar, pe de altă parte, ei sunt mult mai mult conectați la tot ce se întâmplă worldwide și uh-huh. în Europa și cred că au ingredientele necesare să reacționeze imediat și sunt foarte relaxați și sunt foarte orientați către design. Adică așa e părerea mea de afară, adică nu cunosc foarte bine. Parcă să ceară mai repede ceva ce li se cuvine, la în sensul bun, adică mi se cuvine un spațiu pietonal, mi se cuvine un loc unde să pot să stau jos, un loc unde să pot să mă plimb, să mă mișc, să... Dacă vezi când apar locuri mici, noi, care sunt faine, imediat se umple, parcă este un vas care imediat e ocupat. Da, și eu simt exact ce spuneai tu, mie îmi place București foarte mult, chiar dacă sunt foarte multe asterixuri de pus, evident, exact. Și mă enervează în același timp, dar îmi place extrem de mult și tocmai pentru vibrația asta de ceva, de entuziasm, de căutare, de se poate întâmpla orice, căutăm să găsim să se întâmple. E așa un loc de surpriză, e posibilă. Niciodată nu ai senzația că ai văzut tot, ai știut tot într-un context. Dar ziceai apropo de obiectele astea făcute cu mâna, că te mai joci cu fetele, mai... Pe tine te-a interesat subiectul ăsta la un moment dat? Știi despre ce vreau să vorbim, de joaca de arhitectura. Care mie mi se pare o direcție extraordinară, că până la urmă cu educația începe tot. A început totul, de fapt pentru mine a început totul când urma să am primul copil, Mina, și mi-am dat seama că ce mă fac pentru mine, toată viața mea era despre arhitectură, despre job, despre a crea lucruri și era o altfel de creație care eu nu mai știam cum să mă adresez, cum o să fie, cum o să învăț eu să spun povești, cum o să interacționez cu copilul și am zis ok, dacă când o să crească, când o să aibă câțiva ani, aș vrea să-i spun niște povești, dar despre case, că eu despre asta mă interesează pe mine. Și am zis ok, hai că mă apuc și scriu niște povești. Și în fine, așa cum am priceput... și în limba română când am scris câteva povești, am încercat să le ilustrez și până la urmă mi-a venit ideea, da, hai să le fac într-o cărticică. Ea deja se născuse și am reușit cu Iglu să facem această cărticică care s-a numit și se numește Vise despre casă, dar nu se mai găsește pe piață, că toată lumea mă întreabă dacă mai am un exemplar pe undeva uitat printr-un sertar. Păi nu, am și eu unul de care o țin acasă. Nu, dar nu vrei să mai faci o... Să mai eu aș vrea să mai fac, dar nu mi-a ajuns nici timpul, nici organizarea, nici puterea de a mai face încă o dată demersul, mai ales că acum a doua oară, dacă aș face-o, parcă aș revizui și parcă poate aș face alta și tot așa, știi cum e.
Bine, asta bănuiesc că dacă te-a pus să te uiți în urmă, probabil că aș schimba tot, proiectele, evident. Și proiectele. Normal. Da. Nu mai îmi vine să reeditez, pur și dacă editura ar vrea, ar putea să o reediteze pur și simplu, dar eu, dacă mă întrebe, aș merge următorul volum, volumul 2. Da. Păi te-ai apucat să-l scrii? Ai mai scris? N-ai mai scris? N-am mai scris. Când a apărut Ilia, am făcut un joc pentru copii. Pentru ei am dedicat, pentru că mine îi dedicasem cartea aceasta. Ilie am zis, păi acum dacă nu scriu o carte, măcar un joc să fac. Am făcut un joc cu căsuțe de lemn căruia i-am dedicat 11 case. 11 case se numește, da, și jocul. Da, da. Și după aceea s-a numit 11+1, a fost la Ubicubi care l-a produs. Și acum tot așa, poate... Cum e jocul? Ce se întâmplă acolo? Cum te joci? Păi te joci în primul rând că orice copil se poate juca cu el, pentru că era făcut foarte simplu, se asamblau într-un fel în care nu trebuia să ai foarte multe date motorice, adică putea să fie ok și pentru copii cu nevoi speciale sau pentru copii foarte mici, care nu știau să îmbuce încă Lego sau știu altceva. Cu piese mici, da. Cu... În al doilea rând, scopul lui era să fie făcut în atelier de lemn unde rezulta foarte mult lemn și din resturi, pentru că din bucăți mici din lemn se poate face orice, și diferite esențe. Adusesem și o esență de lemn tratat termic, care era foarte catifelat, foarte moale și mirosea frumos. Un lemn mai dur, mai negru, în fine, diverse... Pe care le-ai ales cu, pur și simplu, pentru aspect, pentru tactil. Exact, exact. Uh-huh. Erau și cu greutate diferite și cumva îi dezvoltau sensibilitatea la copii, că să observe diferențele. Uh-huh. Unele piese de lemn erau cu noduri, adică cu răni. Uh-huh. Puteai să vorbești despre asta dacă, în fine, cineva era preocupat să construiască tot să construiască felul de layere diverse, pe... Da. Da. Puteai să construiești foarte multe povești. Ce frumos! Aduceai animale care, în fine, după aia făceai o fermă, o casă și tot așa. Animalele care făceau parte din joc sau animale nu, erau, din jucăriile din tuturor copiilor? Exact. Creioane diverse. Adică era destul de minimalist așa, cu puțin puteai să imaginezi mult și să faci mult. Să construiești și o... Și încă cred că mai este, nu știu, n-am mai verificat. Îl fac, bine, Ubicubi acum este Așchia. Da, da, nu știu dacă îl mai au în portofoliu, îl aveau până de curând. Foarte simpatic. Mai zi-mi de... Și după aceea, după ce am făcut cartea, a venit Mina Sava la mine și deja vorbise cu Vera Marin, cu Claudia Panfil, după asta alătura și Corina Croitoru și Mirna Grăurăscu și am făcut această asociație care se cheamă și astăzi De Arhitectură și care a crescut foarte mult și foarte frumos și foarte organic. Sunt foarte mândră, e unul dintre cele mai faine proiecte la care am participat. În ce an a început? 2012. 2012, deci fix acum 10 ani. Da. Și ne-am propus pentru, în primul rând pentru copiii noștri, adică exact așa cum am făcut și cu cartea, să aducem partea asta de înțelegere a mediului construit și de cultura a mediului construit în educație, pentru că lipsea cu desăvârșire, în clase, în grădinițe, în oriunde... Cumva era și vizibil pe stradă. Da, și ne inspirau și foarte mult alte organizații din Europa care făceau asta și făceau foarte multe chestii și foarte faine, adică totul dus la maxim către joacă, către niciun pic de intenție de asta foarte teoretică, de a băga. Foarte academică. Și am învățat mult de la ei, am făcut și noi și am avut și mare noroc că am reușit cumva în echipa noastră să facem o programă școlară care a fost și aprobată prin ordin de ministru. Asta e destul de excepțional. Și care adică... a intrat în curicula opțională și oricine din România poate face un opțional de arhitectură, că există acolo de scrisă. În școlile publice. În școlile publice. Adică fără... Excelent. Chiar și fără să ne contacteze pe noi, iar noi am făcut un manual, prima dată pentru, de fapt un ghid, pentru că nu e manual, e ghid pentru profesori și îndrumători, și caiet pentru elevi, deci nu e neapărat ceva foarte tip manual. Și prima dată s-a derulat în clasele 3 și 4,
sub forma de un curs opțional care se chema de arhitectură în orașul meu și învățam pe copii cum să înțeleagă orașul, cum să la ce să fie atenți, în fine, poate am niște valori de bază care să le aibă. Niște valori estetice și cumva de interacțiune cu spațiu. Da, exact. Ce e mare, ce e mic, ce e reper, ce e de-a locului, ce nu e de-a locului. În primul rând să observe, după aia să comenteze, după aia să gândească ei să prezinte și în sfârșit să facă. Astea erau cei patru piloni. Learning excelent. By doing, prin learning through project. Adică ei făceau un proiect, cumva, și niște machete în care propuneau cum să fie orașul. Și încă mai este. Și după aceea am completat cu clasele, curicula pentru clasele 1-2. Wow, v-ați dus de la... Și după aia pentru 5-6, acum avem un proiect foarte fain. De fapt, e mai de mult. Eu nu m-am implicat. Sunt foarte mulți arhitecți care s-au alăturat organizației și a crescut foarte mult. După ce ați pornit voi... După ce am pornit noi în nucleu mic, dar după aceea, dar tot cu voluntari și cu arhitecți care ne-au susținut și au venit către ideea asta și au contribuit. Și după aceea organizația a crescut, acum are peste 20 de membri, poate chiar mai mult. Și foarte mulți voluntari, arhitecți care se regăsesc în proiectul ăsta și le place să contribuie pentru educație. Cred că în momentul, și dacă ai copii, și dacă n-ai copii, dar mai ales dacă ai, cred că brusc îți apare așa acest senzor nou de responsabilitate, băi, copilul ăsta al meu. Și în general, toți copiii ăștia, cum să învețe să interacționeze cu spațiul și până la urmă să-l creeze, adică... Da, o parte importantă a tot ceea ce facem este să și transmitem, să transmitem, să dăm mai departe, să ceea ce am învățat să ducem la următorul nivel, pentru că dacă ținem doar pentru noi, se pierde foarte mult. Și atunci cred că asta e ce au simțit toți, sau toți cei care ne susțin. Ordinul Arhitecților ne-a susținut foarte mult, am devenit proiect strategic pentru ei, Uniunea Arhitecților ne-a susținut, am făcut formare foarte mult pentru arhitecți și pentru învățători, foarte multe proiecte în organizație, cumva... adică e destul de mare. Exact, da. Pe mine deja nici măcar nu mai știu tot ce se face, pentru că a devenit destul de mare. Bine, asta e excepțional, în momentul în care sunt crește... Sunt foarte mândră că măcar la început am contribuit și acum mi se întâmplă să ajung la evenimente de, știu eu, de profil, de arhitectură, de construcții și mereu găsesc pe cineva care să vorbească despre de arhitectură. Adică simt că e deja o mișcare și așa mult mă bucură. Că s-a ramificat și s-a difuzat așa. Da. Și vorba ta organic, adică cumva organic. A pornit dintr-o convingere. Susținută. Da, da, da. Dar ce voiam să spun? Deci, până la urmă și voi ați învățat și niște meserii noi, că să faci o programă școlară nu e ușor. Nu e deloc ușor și aici cred că creditul le revine mult mai mult colegilor mele fondatoare, pentru că au rămas pe baricade, mai ales Mina Sava, care a fost tot timpul, și Miruna și Corina. Și feedback-ul din școală cum e? Adică copiii ce spun? Că bănuiesc că ați primit... Liana, mi-e greu să spun, deci de fiecare dată când îi vezi pe copii, pur și simplu îți vin lacrimile. Sunt atât de fericiți și că descoperă o lună nouă și că sunt alte reguli de joacă și că ei sunt luați în serios și să cer o părere. Da. Iar acum cei mari au o programă extraordinară, My Cool, My School Can Be Cool, în care ei își fac și amenajează un spațiu în școală. Li se dă posibilitatea să intervină pe un spațiu, să-și facă un foișor în curte sau în fine un loc de joacă, un ceva. Ei se străduie, le oferim suportul arhitecților și le ajută, dar practic este proiectul lor. Ei analizează, ei fac proiectul, ei îl implementează, ei muncesc acolo la afacerea lui. Excelent! Adică este un entitlement și o... Ceea ce, până la urmă, bine, eu mi-aduc aminte, nici nu mai vorbesc de ce făceam noi, dar totuși e mic în general, în școală. S-a mai schimbat față de cum eram noi tratați, așa că o gașcă de amețiți care mai bine ascultați decât să vorbiți, dar ce spui tu mi se pare senzațional. Da. Mai ales că pleacă de acolo cu ideea că ei pot să schimbe și să contribuie.
Și că pot avea păreri critice. Da, da. Și că o părere de-a lor chiar schimbă vizibil spațiul în care trăiesc. Adică asta mi se pare un anumit gen de a construi o putere și o identitate a lor ca oameni, până la urmă, mi se pare excepțional. Uh-huh. Plus da. Că joaca e foarte serios. Noi am mai zis asta și o tot repetăm, că noi nu pregătim viitorii arhitecți. Noi pregătim viitorii cetățeni, oameni. Viitor locuitori ai unui oraș și ai unui spațiu public. Până care la urmă... știu că există profesioniști, există arhitecți, există ingineri, există... Adică deja au făcut... deja au aflat lucrul ăsta și deja știu cum se face un proiect. Cu analiză, cu gândire, cu discuții, cu negociere, cu căutare de fonduri, cu implementare. Deja știu pașii principali. Niște pași pe care unii dintre noi i-am aflat foarte târziu și foarte contextual, adică da. nici nu-ți spuneai problema că ai putea să scrii, nu știu, reprezentantului tău local să vorbești despre un pom, un parc, niște chestii din astea, adică cumva noi am pornit mult mai... așa e. Noi am pornit mult mai târziu și cu o tradiție, cred că, deja pierdută. Da. Asta mă preocupă în ultima vreme, să regăsesc o identitate a tot ceea ce fac, să caut să mă îndrept către tradiție, dar și către natură, pentru că simt că sunt două legături care s-au cam pierdut și suntem luați de multe ori de val și nu știm unde ne aflăm. Și acum, practic, în fiecare proiect caut să găsesc identitatea, adică să construiesc o identitate dacă ea nu există, mm-hmm. iar dacă există, să o găsesc și să o, să o îmbrăcișez. Să o faci vizibilă cumva. Să o îmbrăcișez prin tot ce facem. Și aici este un challenge. Și mi se pare important în demersul nostru ca arhitect, dar și în demersul meu personal. Până la urmă e și identitatea unui spațiu, unei construcții, dar e și identitatea unui individ care populează spațiu, adică... Se întrepătrund, pentru că o identitate a unui loc poate fi construită prin fizic, prin clădire, dar ea se întrepătrunde foarte mult cu identitatea oamenilor care trăiesc acolo și care practic îmbrățișează identitatea locului, nu? Și se mulează pe ea sau, dimpotrivă, le influențează cum apreciază ceva, le inspiră. Uh-huh. Își dau seama că există o legătură cu ceva care vine dinainte, poate material, poate o tehnică, poate un anumit aspect a unui lucru, ai unui element arhitectural, știu eu, e destul de dificil să deal with it, pentru uh-huh. că riști să intri puțin și în zona asta de, vorbeam ieri cu cineva, de rustic. Da, 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 că tradițional devine... Tradițional, care începe să fie un pic gratuit, da. Și hai să copiem și nu vrem să fim acolo, clar, dar cu atât mai mult e interesant. Bine, sunt foarte multe lucruri apropo de tradiția spațiului pe care nu le știm, adică ce spui tu e foarte interesant că te duci în direcția asta, că tu ca arhitect poți să vii și să sapi un pic după o tradiție care e fix nerustică, e pur și simplu o tradiție urbană sau o tradiție a unui material, apropo de... Adică tu, din ce spui acum, înțeleg și povestea asta cu materialele, te preocupă destul de mult. Foarte mult. Eu sunt foarte mult în trendul ăsta de, nu știu dacă se cheamă New Bauhaus sau cum se cheamă, în care caut să folosim numai materiale naturale. Numai. E aproape imposibil. Normal. Dar cât mai mult, aproape împotriva naturii de multe ori. Dar am convingere că sunt foarte ecologice, că sunt în ciclul ăsta de care vorbim, de sustenabilitate, cred că asta e direcția cea corectă. Se pot recicla după aceea fără uh-huh. să dăuneze. Au o viață mai lungă, au un impact mult mai bun asupra oamenilor. Care le trăiesc acolo și da. Respiră pereții aia și da. Respiră podeaua aia și o ating da. Și... Și în fine, în final ajungi să, dacă găsești cumva rețetele potrivite și combinația potrivită, ajungi să gestionezi mai bine partea asta și cu
amprentă de CO2 de, sau, da, da, și exact, de consumul de energie și toate astea. Adică să, să fie sustenabil, nu doar, acum toată lumea se, se zbate un pic să-și, să-și agațe un sustenabil de, de, de ce face, dar ce spui tu e cumva sustenabil pornit așa de la... Da, îl căutăm și noi, da, îl căutăm. Și sustenabilul ăsta cumva se reflectă și asupra oamenilor, cei care ajung să... intre în ciclul ăsta de construire și de producție. Încep să și trăiască altfel, cumva. Da, și cei care contribuie, adică să spunem că la un moment dat ai nevoie de meșter, nu? Uh-huh. Pentru a, pun, a putea fi pus în operă anumit material. Uh-huh. Nu vine direct din fabrică pe tir în șantier. Da. Adică la un moment dat ai nevoie de mai mult know-how, de mai mulți locali implicați. Uh-huh. Da? De exemplu, vrei să zidești un perete de, nu știu, de piatră, să spun. Uh-huh. Nu vine o firmă foarte mare care nu are meșterii trăinuiți pe zona asta. Trebuie să existe, să iei, să cauți din, din zona, din comunități, uh-huh, anumiți. E foarte complex. E foarte bine complex că implici, da, implici, da, da, locul și prin oamenii care îl susțin până la urmă. Da, adică nu e vorba doar de materiale, asta da, vreau să spun. Da, după da, aceea ele trag după ele și alte lucruri. Uh-huh. Chiar e foarte, e foarte frumos cum ai, cum ai pus tu sustenabilitatea asta, adică chiar pornește de la, de la rădăcini. Voiam să te întreb și în contextul ăsta ceva mai, mai larg. Tu ai luat, tu și cu în, în contextele în care ai fost, ați luat o, o grămadă de premii. Câte niște anuale de arhitectură așa pe bandă câștigate. Ce... Câteva, n-aș zice chiar o grămadă, dar câteva, da. Da, multe, destul de multe. Și internaționale, că până la urmă... Acum, sigur, oamenii dau în Google, văd ce, cine ce a făcut, nu o să le înșir acum, dar altceva m-ar interesa, mai ales că ție-ți pasă de, până la urmă, de implicații, fac un gest, ce înseamnă el. Ce înseamnă premiile astea? Ce valoare au? Mă gândesc, ca să spun de unde, la ce mă gândesc, mă gândesc de ce să te duci la concursuri, de ce să iei un premiu, ce se întâmplă după aia, face ceva, schimbă ceva, schimbă ceva în cum funcționezi tu, ca ești, e ego-ul tău mai, mai bine, sau poate primești o finanțare, sau poate primești o susținere. Ce, cum vezi tu povestea asta? Evident că are mai multe implicații. Evident că prima dată e vorba și despre ego, că nu avem cum. Cei oamenii creativi, eu consider că trebuie să aibă un ego, că altfel e foarte greu să-și impună. Cum îl avem toți? Cine, da, cine crede că n-are, doar să e în denial. Adică... Eu în ultimii ani am tot încercat să-l domolesc și să-l... Să-l mai, da, mai pilești pe la colțuri. Da, exact. Dar e, foarte important la premii este recunoașterea Breslei, adică că te afli într-o comunitate în care poți să fii apreciat și ceea ce faci poate să genereze și alte practici de acest gen. Dau un exemplu cu cartea, pentru că de curând da, 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 vorbeam cu... cu o colegă care a făcut și ea o carte de povești pentru copii și mi-a spus că a fost foarte inspirată de cartea mea și că atunci când a apărut cartea mea și-a dat seama că ia uite că se poate, adică se poate face așa uh-huh, ceva. Alexandra Mihălciuc o cheamă. Și eu i-am recunoscut la rândul meu că atunci când a apărut cartea, Viorica Buică, care a fost la vremea aia în Iglu și era editor, a scris despre cartea asta că ea speră că ea să genereze și alte titluri de acest gen. Și iată că s-a întâmplat. Da, adică exact da, așa. Și eu cred că premiile astea asta fac, adică pun în focus anumit tip de arhitectură sau de practică sau de design, care după aceea toată lumea are posibilitatea să o vadă, să o aprecieze și, în fine, poate și critic, dar măcar să se poziționeze față de un anumit demers și să-l ia în considerare. Și cumva vine recunoașterea asta pe niște chestii care de multe ori sunt un pic avangardiste, un pic, nu știu dacă risque, dar un pic așa, pe o linie foarte fină între... Da.
Și de multe ori există întrebarea, vai, dar există și alt fel de proiect care e la fel de bun sau la fel de fain, de ce n-a fost premiat? E o limită foarte fină aici și, într-adevăr, fiecare juriu are greutatea lui și eu cred că întotdeauna când e vorba de un concurs juriu e aproape cel mai important, pentru că trebuie să fie să funcționeze ca un grup, să există dezbatere, să se uite cu lupa, într-adevăr. Tu ai proiecte. Și participat în multe jurii. Ești, da, și mă bucură e clar, sunt e clar că s-a văzut o capacitate de echidistanță, că până la urmă, na, e o comunitate, nu e o comunitate mare, exact ce spuneai tu, ne învârtim într-un fel și săptămâna asta în care pare că tot universul e populat numai de oameni care vor și fac design. Și tu spui că e bine pentru, și pentru arhitect și pentru designer să participe la concursul, să se ducă, să-și pună proiectul acolo. Da, pentru da, că da, da. Nu știi niciodată, adică e, uneori ai o idee strălucită, ai reușit să o și implementezi. Am văzut foarte multe premii și distincții pentru birouri tinere, pentru arhitecți tineri și sunt foarte fresh, foarte fain. Chiar. Și acum cred că este perioada asta în care chiar oricine, chiar cineva bun, indiferent de nume, indiferent de vârstă, poate să fie apreciat și să ia premii. Și am văzut atâta. Voi ați făcut vreodată așa un fel de scouting? Adică, uite, când sunt proiectele, și, uite, și la diploma, că tu ai participat la diploma, care e tot un proiect al, mă rog, conex RDV-ului, nu știu cum să-l descriu mai bine, v-ați dus și ați zis, uite, pe oamenii ăștia îi vrem să lucreze cu noi. Da, chiar exact așa am făcut. Da? Chiar avem colegi 3, 4, 5 care așa au ajuns la noi. I-am remarcat la diploma, le-am dat un semn și s-au alăturat cu drag. Și au zis, da, și da, în continuare lucrăm împreună și suntem foarte happy. Ce bine, deci funcționează așa, simplu. Da, da, da. Chiar așa este. Și diploma are puterea asta de a scoate, și nu doar diploma, tot ce face de institut cu RDV, are puterea asta de a scoate de a arăta, de a pune lumina pe lucruri și pe oameni. Și mai ales oameni care ar face oricum, adică ei ar face pentru că e în natura lor, dar cumva vin reflectoarele astea și zic, hei, hai să le arătăm și altora ce faci tu aici. Mai ales pentru tineri. Gândește-te că mulți, adică ei sunt studenți, tocmai termină un ciclu și sunt la început de drum. E foarte bine dacă pot avea un start. Oricum vor avea un start bun, mă gândesc, dar au posibilitatea de a alege între poate niște birouri mai mari sau unde au mai multe șanse de a face proiecte diverse. Da, și cumva capătă și un fel de încredere pentru că sunt chemați direct din da, da, da. Da, da. Adică ei și totuși se uită la voi, apropo de ce spuneam mai devreme, știi, cine sunt, wow, premiul și premiul ăsta și premiul așa și acolo și dincolo și s-a uitat la ce am făcut eu, înseamnă că nu mă duc chiar într-o direcție greșită sau poate e cât de cât relevant. Că tu predai și la facultate? Nu, am încercat la un moment dat, dar mi-am dat seama că nici n-am timp, nici nu era... Era o perioadă în care trebuia să mă implic să foarte alegi mult în birou. Ah, okay. Și cred că am stat vreo 2 ani și m-am retras. Da. Ai stat ceva? Da. Da. Trebuia să, după aia trebuia să fac și doctorat, n-a fost pentru mine nici asta, așa că am zis că mă duc spre practică mai degrabă. Păi da, la ce povesteai mai devreme, clar, doctoratul e foarte analitic, tu vrei să începi să faci. Plus că mă tot gândeam, ok, hai că fac un doctorat, dar despre ce? Ce am eu de spus, știi? Ok, cercetez, dar și dacă nu ajung nicăieri. Acum, după atâția ani de experiență, poate aș avea mai mult curaj să mă apuc la un moment dat de un doctorat, nu acum, dar da, mă gândesc că deja mi-am format o gândire și știu în ce direcție să merg. Bine, poate pe de altă parte doctoratul o să fie fix
Adică cercetarea aia poate își face mai bine treaba în momentul în care te apuci să pictezi sau să produci sau să creezi sau... Adică... Cine știe, sunt deschisă, nu mi-am propus. Poate cine știe, acum, acum când spui cuvintele, știi, da, se, da, se deschide ușița aia. Da. Că până la urmă e... Eu mi-aduc aminte ce vorbeam acum foarte mulți ani cu, cu prietenii mei în curs de a fi arhitecți. Eram încă în facultate tot și mai aveam discuții din astea așa foarte... în care ne întrebam cum, cum schimbăm lumea sau dacă suntem complet deplasați cu, cu sentimentul ăsta. Tu simți că schimbi lumea? Da. Simți asta? Da. Am acest mare privilegiu prin lucrurile mici, picături mici, dar totuși se schimbă ceva în jurul meu și asta mă bucură enorm. Mi se pare... mi se pare foarte bine să accepti chestia asta, să nu, să nu pui așa o modestie sau nu știu, să zici că nu sau e suficient. Sau o mare presiune să spui că nu e suficient, că, da, doamne, eu vreau să schimb toată lumea. Nu, nu se poate. Trebuie, da, să schimbi puținul care se află în jurul tău sau nu trebuie neapărat, dar așa se întâmplă. Da, se întâmplă dacă crezi cu adevărat în gesturile pe care le faci până la urmă. Adică e... Da, și dacă tot oricum muncești, nu? Da. Oricum te scoli dimineața, oricum faci treaba măcar... Cum crezi în niște lucruri. Dacă crezi în lucrul ăsta și dacă pui o energia, cum să zic, potrivită să, să se și întâmplă anumite lucruri, să le împinge într-o direcție, poate doar diferența e de conștientizare și de mai multă muncă, poate un pic, dar ele se întâmplă, cum s-a întâmplat cu de arhitectura, că chiar am schimbat mult în, chiar în, aș, nu vreau să sune așa pompos sau mare. Lasă, poți, da, să sune, e bine să sune. Sistemul de educație, cel puțin la școlile care au participat și sunt câte 100 pe an. 100, da? De școli. Da. Că mai mult nu putem duce. Deja sunt niște picături mari de tot. Da. Ei deja, eu sunt ab convingere că și-au schimbat. Au un switch mental, pentru că și mulți profesori au venit către noi și au zis, nu pot să cred că se poate. Și asta i-a schimbat și pe ei în tot ce fac mai departe și în interacțiunile lor, că e butterfly effect până la urmă, când ai pus ceva într-un om, automat se difuzează. Și se duce prin oamenii care toți sunt interesați, care toți vor același lucru. Nu se va duce niciodată în către cineva care nu e interesat. Știi că au mai fost cazuri în care, în fine, poate n-au fost profesorul potrivit sau așa, dar acolo s-a plafonat. Uh-huh. Dar de cele mai multe s-a dus către oameni entuziaști care vor să contribuie, care vor să facă și așa mai departe. Și a funcționat exact ce spui tu. Nu pot să cred că se poate. Odată ce s-a putut, se deschide așa mii de alte direcții, pentru că începe să se poată și mai mult. Da, și de la colegii lor vor și ei să se poată și tot, exact, așa. Exact. Și vor să se poată și în felul în care trăiesc și în felul în care abordează spațiul. Iar copiii ăștia formați așa, cred că încep să poată să schimbe lumea și mai repede și mai mult și cu mai puțin efort cumva. Adică o schimbă doar prin felul în care trăiesc. Eu oricum sunt deja altă generație de copii și se simte lucrul ăsta, sunt mult mai deschiși, sunt mult mai curioși, aș putea spune, și pregătiți pentru a acționa mai mult. Dar într-un sistem de educație, așa cum îl știm, dacă au și o gură de aer mai proaspăt, e cu atât mai bine. Păi, eu zic că suntem așa într-un high note, cred că, ia uite, minutul 59. cred că ar fi bine să încheiem așa aici, în vârful ăsta de discuție cu copii, cu schimbat lumea. Cu viitorul. Da, exact, cu viitorul ăsta care arată, el oricum arată bine pentru că, exact ce spui tu, pui lucruri la momentul potrivit și ele... Ai suficientă răbdare, chiar se transformă. Îți mulțumesc foarte mult. Am început o zi bună, sper că și pentru cine a stat cu noi până la final, sper că o să fie bun de utilizat vibe-ul ăsta. Mulțumesc pentru invitație și sunt foarte happy așa că am avut ora asta să vorbim. Da, da, exact. Mai erau atâtea de zis, dar cum spui tu, nu poți să le faci pe toate în același timp, da, să faci un pic și pornim mai departe. Mulțumim frumos! Mersi și eu!